Au fost trei ceasuri rele marți 13 august. Un tânăr șofer și-a luat prietenii la o plimbare, iar din dorința de a-i impresiona, a accelerat, a pierdut controlul volanului, s-a izbit într-o bordură, s-a răsturnat de două ori, iar apoi a tamponat un autoturist în Volkswagen parcat lângă Biserica Sfântul Ilie. Martorii au sunat imediat la 112, iar la fața locului au ajuns ambulanțe, pompieri și poliție. Doi dintre tinerii care se aflau în Opel au fost ușor răniți, au primit îngrijiri la fața locului, iar apoi au fost transportați la spital. Din cercetări a rezultat faptul că tânărul de 18 ani a pierdut controlul asupra direcției de mers, a intrat în coliziune cu o bordură, iar ulterior s-a răsturnat pe cupolă. În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a acestuia, cât și a unui pasager în vârstă de 17 ani. În cauză, colegii mei au întocmit un dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Imediat după producerea accidentului, la fața locului s-a iscat un scandal monstru. Din spusele unor martori, un conducător auto care avea drum prin zonă nu ar mai fi avut răbdare să aștepte în coloana formată din cauza accidentului și a vrut să treacă, deși polițiștii i-au interzis. Pentru că nu a dorit să se legitimeze, oamenii legii l-au invitat la sediul poliției.